compact, 2015. Suntem la Dumbrăveni. Veseli, la ora 2 dimineața. Cum a fost? Și am avut un public extraordinar de care ne-a susținut. Și concertul a fost unul sincer și cinstit, să zic așa. Bun, Paul, noi ne-am mai văzut după turneul din Germania, am făcut împreună. Mă bucur că lucrați la material nou. O să avem parte de album? În seara asta ai ascultat două din cele, din jumătatea de disc, să zic așa, că încă nu știm câte punem acolo. Trebuie să ne placă nouă foarte mult, după aia, mai ales când îl producem noi. Nu ne-am mai încurcat cu absolut nimeni, pentru că e mai cinstit lucrul ăla, manual făcut de tine. Când o să ne placă, atunci o să apară și discul. Evident că va apare în 2015, pentru că materialul este aproape gata. Doar că lucrăm la niște aspecte muzicale, că nu vrem să audă cineva pe ceva pe disc și să audă altceva în concert. Adică trebuie să facem în așa fel să transpunem starea de din studio în live. Noi suntem o trupă live. Noi ne-am făcut numele în zeci de turnee. N-am stat în studio și după aia să apărem. Avem idei berechete, să zic așa. Un sac întreg de idei. Unele sunt bune, altele nu sunt bune. Nu este ușor să lucrăm la discul ăsta pentru că nici nu știm, 9 sau 10 melodii o să punem, dar avem idei, avem mult mai multe. Unele ne plac și chiar când intrăm în studio, după o săptămână, dacă simțim că ceva nu e în regulă, nu e mai ok. Toate trebuie să-ți placă. Toate sunt piesele tale? Muzică, text? Da, muzică și text, dar ca de obicei, cum am învățat publicul în atâți ani, o să fie și ceva mai heavy pe text de cineva, încă nu știu de cine. Uh-huh. Am eu poeții mei care îmi plac și o să fie și ceva heavy. Dar noi suntem o trupă de rock melodios, asta să nu cadă cineva că noi ne mințim singuri. Nu, noi știm ce ne place, noi asta cântăm și cântăm de lucruri comune. Nu o să vă mai legați niciodată cu o casă de discuri? Mergeți singuri? Nu, Doamne ferește, cine a zis asta? Nu, dar deocamdată în saturația asta de o muzică pe care eu nu o înțeleg și nu o gust și n-aș putea să o cânt. Nu cred că este deocamdată loc pentru trupele rock din România. E foarte greu. Dar noi niciodată nu ne-am plâns că ar fi greu. Noi suntem ca japonezii. Nu cerem ajutorul nimănui. Ne le facem singuri și o să vină după aia să ne caute, cum s-a întâmplat de obicei. Să-mi spun un pic despre basistul vostru. Aveți un Alex Miu. Uh-huh. Alex Miu este un tip extraordinar de bun basist, pentru că la compact a venit pentru că este bun cum cântă la bas, este bun basist. Dar pe de altă parte este dublat și de un bun simț extraordinar și foarte repede s-a integrat în colectiv. Evident că era o distanță un pic mai rece, era o atitudine mai rece, pentru că nu a venit direct la mine și la Leluț, s-a dus la vârsta lui, știi? Dar cum ați făcut voi alegerea asta? Cum? Adi Kiselef a venit cu ideea, clăparul s-a venit cu ideea să facem un site ad hoc pentru evenimentul ăsta și să căutăm ca o trupă caută basist. Nu n-o da niciun nume, că nu era cazul să dea nume. Și după ce am testat, a fost o duzină bună de basiști care au venit la audiție. Adi, care este un tip pregătit din punct de vedere muzical să spună da sau nu, au rămas câțiva. Și dintre toți câțiva, evident că la final am venit și eu și Lelu și am zis, da, bă, ăsta ar fi. Știa cântecele, au venit foarte, foarte bine pregătit, alții au venit cu sclipiciuri, nu știau piesele deloc, dar au venit cu fițe, cu slap-uri, cu de-alea. Ori la noi lucrurile sunt mult mai simple decât crede lumea, că compactul are o linie a lui și nu că am căutat-o sau am găsit noi cheia succesului. Noi așa am fost de la început. E ca și cum ai... Să schimbăm acum ar fi atât de stupid ca și cum ai încerca să... Ce exemplu să dau? Să înveți pe un dreptat să cânte cu stânga sau pe invers. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Mergem așa până la capăt. Suntem foarte mulțumiți că în testele pe care le-am făcut cu public, adică trupa compact cântă pe bilete, am avut bucuria să vindem tot. Au fost multe soldauturi, nu au fost toate soldauri, nu mă laud singur. Lucrurile astea au fost pe teren verificate, dar suntem bucuroși că lumea încă a găsit puterea în necazul ăsta social, financiar, cum vrei să spui,
să mai găsească 50 de lei să vină la concertele noastre. Noi am fost foarte bucuroși și faptul că suntem transpirați după fiecare concert nu poate decât să vă arate cât de mult vă respectăm. Că, până la urmă, trupa compact n-ar fi nimica decât un nume fără acoperire dacă nu ar respecta publicul și dacă publicul nu ne-ar fi susținut în toți anii ăștia. După Am Curaj, ce urmează? Pregătiți un single nou, o piesă mai testat? Este pregătit, dar este pregătit. Nu prea am voie să vorbesc despre chestia asta. După data X. Dar o avem, este înregistrată, este masterizată și așa cum am spus pe rețelele de socializare, care contrar multor păreri, au un rol foarte bun în promovarea celor care nu mai încap în grațiile unor producători care au gusturi anumite muzicale. Și uite, de exemplu, eu am aflat de piesă nouă lui Dan Bidman, care îmi place foarte mult, de pe rețea de socializare, n-am auzit-o la radio. Poate o să o aud, dar Am Curaj, că mă întorc la noi, Am Curaj la prima săptămână a avut 350.000 de like-uri, este dovadă pe Facebook. Deci a fost văzută și ascultată de 350.000 de oameni. Nu cred că am fi atins numărul ăsta decât dacă un mare post de radio s-ar fi obosit să-și aplece urechea și la muzica rock, să zic așa. Că un pic muzica rock e vitregită în România. Dar pe noi nu ne deranjează lucrul ăsta. Avem o gașcă de fani foarte solidă, să știi, care ne susțin și ți-am spus, cu atât mai mult apreciez și respect publicul pentru că are puterea în strântorarea asta financiară să vină și la concertele noastre. Unde o să mai cântați în viitor apropiat? Foarte apropiat va fi Vata Dornei. Avem impresarul nostru să se ocupă de chestia asta și ne anunță din timp, dar noi suntem mult în studio. Așteptăm albumul Succes și să fie, rocam. Doamne ajută! N-o să vă fac capul mare să vă spun că, domne, data de îi dăm drumul. Încă nu este ok. Trebuie să ne placă foarte bine nouă și să ne placă cum sună. Pot să spun asta, va fi masterizat în America, nu pentru că avem noi fițe în cap, ba mai mult. Chiar am fi vrut să găsim în România pe cineva în stare să facă un master adevărat. Ce să facem? Dacă tot americanii, tot acolo merem, nu? Ne fac ei masterul pentru că, în opinia mea, ca un roman, ca o pictură și muzica unei trupe rămâne peste ani de zile. Și vrem să fim și mândri că am făcut ceva bun și că nu a fost sub influența alcoolului sau a euforiei de moment. Mulțumesc frumos, inspirație! Doamne ajută și să vă dea Dumnezeu tot ceea ce nu puteți cumpăra cu bani. Viață, sănătate și fericire!